Hei, salut, prieteni! Bună! Ca pe vremuri, să băgăm și intro un nou, să revină și intro un nou, oare? Ia! Cine știe sunetul ăsta? Ok, astăzi vrem să vă povestim de ce nu vrem noi să ne luăm apartament în România. Poate pare din senin așa, dar o să vedeți că are legătură cu ce să facem în următoarele zile, pentru că, după cum ați văzut în video trecut, plecăm în Spania. Vorba vine Spania. Teoretic, Spania, practic, o insulă lângă Africa. Da, plecăm în Tenerife și v-am spus în video trecut în care v-am arătat ce a fost nevoie să facem ca să putem merge în Spania odată cu toată situația asta globală. După cum știți, noi stăm în chirie. Stăm în chirie de... Prima dată ne-am mutat în chirie împreună în 2017. Deci facem aproape 4 ani. 3 ani jumate, da. Da, la începutul anului viitor vom face 4 ani. Și foarte multă lume ne-a întrebat de ce nu ne cumpărăm apartamentul nostru, decât să plătim rata cum ar veni să o dăm la altcineva, dar să nu rămânem cu nimic. De ce nu ne cumpărăm apartamentul nostru? Și multe dintre motivele pentru care nu ne cumpărăm apartamentul nostru și am stat în chirie până acum, o să vi le spunem în video ăsta. Sunt, pe lângă astea, sunt mai multe motive pentru care stăm în chirie, pentru care flexibilitate, nevoile momentului, pentru că nu e nevoie să dăm niște bani pentru ce vom avea nevoie peste 30 de ani, genul ăsta e chestii, dar asta poate e un subiect pentru un alt video. O să vă spunem câteva motive pentru care nu vrem să ne luăm apartament în România, cel puțin asta este părerea noastră la momentul ăsta. Da. Și spre sfârșitul videoului o să vă arătăm câteva exemple de apartamente și zone de prin București, care întruchipează motivele astea pentru care... Da, și intră la categoria never ever. Așa nu. Așa nu, da. Faza nașpa e că nu sunt câteva excepții, este mai mult regulă la noi și excepțiile sunt alea bune. De exemplu, nici apartamentul în care stăm eu nu l-aș cumpăra. Da, apartamentul pe care stăm, în care stăm acum se încadrează la motivele astea pe care le-am scris eu aici. Da, merge să-l dai în chirie, dar cam atât. Primul motiv pentru care nu vrem să ne cumpărăm apartament în București este costul foarte mare pe metru pătrat. Exact. Și metru pătrat în București construit este undeva, din statisticile pe care le-am găsit, undeva la 1400 de euro metrul pătrat. Titlul se referă la România, deși nu ne luăm apartament în România, dar noi o să vorbim mai mult despre București, pentru că oricum nu luăm în considerare că ne-am putea muta în alt oraș decât Bucureștiul. Da. Singurul oraș care oferă o viață, cred, din auzite, cât de cât mai ok ca în București este Clujul, dar Clujul este din ce în ce mai scump și totuși parcă încă nu oferă tot ce oferă Bucureștiul. Nu știu exact de ce, deși Bucureștiul nu mai place de ceva vreme bună. Și din păcate, deși ne-ar fi plăcut, nu putem lua în considerare alt oraș din țară. Mie nu mi-ar fi plăcut, adică nu mă văd locuind în alt oraș. Da, e frumos Clujul, da, e frumos Iașu, e ok în Constanța, e drăguț Brașovul, dar nu mă văd locuind acolo. Adică sunt oameni care s-au mutat din București în Sibiu, în Brașov, dar nu mă văd locuind acolo. Ok, costul foarte mare față de ce? Față de posibilitățile noastre? Da, și asta, dar costul foarte mare pe metru pătrat față de alte țări din Europa. Asta este, să zicem, îngrijorător, având în vedere că avem unele dintre cele mai mici salarii din Europa. Și ok, știu că sunt zone și orașe și locuri în care este mult mai scump ca aici, dar așa, pentru omul de rând, nu e nevoie să te muți chiar în centrul Barcelonei, dacă te muți la periferie, pentru că nici aici, dacă vrei să iei apartament în centrul Bucureștiului sau printr-un cartier de ăsta nebun, nu mai e 1400 de euro metru pătrat. Aici, în câmp, practic, la 5 minute de metrou, adică cât, 1,5 km de metrou, ceva de genul ăsta, și este 1000 de euro metru pătrat. Iar mai încolo un pic, mai în câmp, pe poștașul aici, este 1200? 1200 parcă ai zis. Nu mai știu, dar nu înțeleg de ce e mai scump acolo. Pentru că are luminițe albastre pe bloc sus. Ok, și legat de treaba asta, având în vedere că nu ne permitem să dăm banul cash pe un apartament, da. Problema mare este și o problemă pe care am comparat-o cu tot așa alte țări din Europa destul de curând, este costul foarte mare al creditului. Da, recent, chiar recent am făcut niște simulări cu niște bănci din România versus niște bănci din Spania și din Italia. Da. Adică am luat două țări ca și comparație. Ca să fim sinceri, am luat două țări în care ne-am mutat. Da. Am făcut simulări cam la aproape toate băncile din România și rezultatele sunt more or less Pe acolo. Același lucru, adică pe acolo. Sunt bănci la care rata e mai mare, sunt bănci la care rata e mai mică, dar per total, dacă te iei un apartament de 100.000 de euro, dai 200.000 plus.
Deci dai peste dublu. Iar la ce ne-am uitat noi în Spania și în Italia este același procent, nu același procent ca în România, același procent la amândouă. Undeva la 42% mai mult dai. Da. Deci dacă iei un apartament de 100.000 de euro, dai 142.000 de euro înapoi în loc de 210, 220, ceva de genul ăsta. Adică este mai puțin decât jumătate. Poate pentru un om normal care își plătește ăștia 200.000, sau mă rog, 200.000, 100.000. Pentru că dacă și apartament de 50.000, plătește 100.000. Da, dacă plătești ăștia 100.000 în 35 de ani, ok, poate nu simți ăia 50.000 pe care îi dai în plus. Și ar fi normal să dai niște bani în plus în momentul în care ții un credit, dar parcă este extrem. Și extrem față de alte țări, comparația cu alte țări. Da, de ce la ceilalți se poate? Încă un motiv, și v-am spus mai devreme că nu mai place Bucureștiul absolut deloc, este faptul că este un oraș din ce în ce mai poluat. Contrar părerii care este în fruntea listei poluării, cum că ar fi problema de la mașini. Da, este într-adevăr, avem foarte multă poluare de la mașini, dar mie mi se pare că este și foarte mult praf în București. Sunt foarte multe lucruri ilegale care se petrec, se dau foc la tot felul de chestii. Iau foc tot felul de chestii din cauza măsurilor proaste pe care și le iau diversi. Acum câteva săptămâni, luni, a luat foc fabrica de sticlă aici. Ok, am înțeles că s-a stins repede, dar tot fumul ăla contribuie la poluarea asta. Un prieten care tot așa are niște probleme de sănătate, dar nimic grav. La modul că e foarte obosit, doar articulațiile, genul ăsta de probleme de bătrân la 28 de ani. Da. Mulți doctori din cei pe care i-a consultat, i-au spus, mai ieși din București. Simplu, mai ieși din București că nu e ok. Sunt foarte convins că treaba asta se întâmplă. Adu-ți aminte când am fost în Lefkada anul trecut. Da. Cât de fresh ne trezeam dimineața, la ora 8. Da, și nici n-aveai nevoie de ceas. Adică, absolut deloc. Da, de fiecare dată când mergem în altă parte, e totul mult mai bine. Ne simțim mult mai bine. Chiar, da. Chiar și la munte, la noi. Da, ok, bine. Când mergem în locuri noi, e și adrenalina aia. Da. Wow, ce șmecherie aici. Dar în Lefkada mai fusesem, la mare mai fusesem, nu era cine știe ce. Și pur și simplu, da, nici nu aveam ceva extraordinar de făcut. Dar pur și simplu, nu știu, cred că aerul sau relaxarea, nu înțeleg, dar dacă stați să-i ascultați pe toți, poate nu neapărat doar din București, dar din orașele mari. Toți se plâng de oboseală, toți se plâng de durere de cap, toți, de la 10-15 ani până la 50-60. Gândiți-vă că lucrurile astea, dacă mai aveți bunici la țară și întrebați o tataie când te-a durut ultima oară capul, râde de tine și o tataie nu m-a durut niciodată capul, bea o țuiculiță dimineață, hap, imediat. Dar cred că contează foarte mult mediul în care trăiești pentru calitatea vieții și chestia asta, din păcate sau din fericire, depinde din ce unghi o privești, vrem să o schimbăm la un moment dat. Pe lângă asta, în România per total este foarte mare diferența între salarii și prețurile imobililor. Și s-a schimbat acum de curând programul Prima Acasă cu credit garantat de stat etc. în altceva, Noua Acasă sau ceva de genul ăsta, care mărește plafonul creditelor garantate de stat până la 140.000 de euro. Acum vă pun eu o întrebare. În toată Europa, din cauza epidemiei, apartamentele și chiriile și tot au scăzut. Ce credeți că s-a întâmplat la noi în 2020 până acum? Deci mie nu mi-a venit să cred când am citit. Prețurile au crescut sau și-au revenit și sunt în creștere, adică... Și predicțiile sunt că vor crește în continuare prețurile. De ce? Și o să vă explic imediat. Pentru că Gigel, om de rând, gospodar la casa lui, care vrea să-și ia și el un apartament, în momentul în care își face credit pe 40 de ani, 35 de ani sau 30, depinde de bancă, dacă apartamentul îi place, zona îi place, mai are și parcare și mai are și trotuar prin fața blocului pe unde se meargă copilul, că lucrurile astea sunt rare în București, că dă 60-70 de mii, că dă 90 de mii, Ok, cât e rata la 60 de mii? 14 milioane. Cât e rata la 90 de mii? 16 milioane. Bă, pentru 2 milioane pe lună nu merită să avem și noi parcare, să ne mai chinuim? Cam așa cred eu că se vor desfășura deciziile. Ok, nu la toată lumea, dar la mulți așa se vor desfășura deciziile și lumea își va lua apartamente mult mai scumpe decât ar fi ele în mod normal. Da. Pentru că, aparent, diferența nu e foarte mare. Dar, având în vedere că v-am spus că creditul dublează lucrurile, un apartament care, în momentul de față, zic eu, un apartament cu 3 camere, în București, aici, în cartier, într-un cartier bărginaș din București, în Sălăjan, eu cred că, în momentul de față, ar trebui să fie undeva la 65-70 de mii. Așa văd eu, raportat la prețurile la care le-am mai văzut prin alte părți. Dar, de fapt, el costă 85-100, depinde. Exact, depinde de cât de mare, cât de... Depinde de locație, da. Dacă aici în zonă e 1000 de euro metru, un apartament de 100 de metri pătrați e 100.000 de euro. Da, aici, da. Aici în câmp? Da. La 1 km jumate de metro. Ideea e că alea de 3 camere n-au 100 de metri, asta zic. Deci nu costă. Da, și alea din blocurile vechi sunt mai scumpe, am observat eu.
Dar sunt și un pic mai bine construite blocurile și ajungem imediat și la asta. Dar depinde că sunt și apartamente noi foarte scumpe, dar depinde în ce zonă se construiesc. Sunt apartamente noi foarte scumpe și aici, în câmp. Da. Și blocul ăla de care vă spun este gard în gard cu aia care au porci și vaci și calul în curte, adică... Nu, sunt gard în gard cu aia care se scaldă în lac. Următorul motiv pe care mi l-am notat eu aici și se leagă foarte bine cu ce am vorbit până acum este că la un moment dat, nu știm când, ne gândim să plecăm din țară. N-am vrea să intrăm acum, în momentul ăsta, foarte tare în subiectul ăsta, pentru că vrem să facem un video dedicat pe treaba asta. Știu că sunt foarte mulți naționaliști, foarte mulți patrioți, foarte mulți creatori de conținut care sunt fierți pe România și de aia nu vrem să supărăm pe absolut nimeni, asta este părerea noastră. Da, și este alegerea fiecăruia, adică nu, absolut, nu e de condamnat niciuna dintre alegeri. Dar dacă vreți un video separat cu motivele pentru care vrem noi să plecăm din țară, ce părere avem noi despre România, ăla o să fie un video în care să poșesc așa foarte, foarte atent, să nu supăr prea multă lume. Voi supăra o grămadă de lume. Bine, hai să nu facem acum. Nu facem acum, nu, nu. Încă un motiv în continuarea ăstuia ar fi că ne-ar plăcea să stăm la mare. Într-un oraș, într-o stațiune care este lângă mare. Și pentru sufletelul nostru, dar și pentru... Simțim așa că ni se potrivește zona asta turistică și cred că o stațiune turistică, mai ales la mare, oferă foarte multe oportunități de business în zona asta. Exact. Și împaci și capra și varză. Exact, și un business în turism poți să ți-l faci și mai ușor, și mai light. Adică poți să prinzi un balans mult mai ok între viața personală și da, exact, business. Dar important de menționat că vrem să stăm, credem noi, la Marea Mediterană sau la ocean. Da. Adică vrem o apă foarte tare, foarte drăguță. Adică nu vrem să stăm printre alge la Marea Neagră. Răule. Da. Ok. Mai avem câteva motive pe care o să vi le spunem din mașină, pentru că o să mergem să ne plimbăm un pic prin zonă și nu numai, să vă arătăm câteva exemple care întruchipează tot ce am zis noi aici astăzi. Prima oară o să mergem să vă arătăm zona în care este 1200 de euro metru pătrat aici lângă noi, pentru că este chiar lângă noi. Cam așa arată zona, ok, aici, dar dacă mergem un pic mai în față, aici este o construcție de un an sau ceva, nu știu exact ce se numește. Și în față, uite aici, este un bloc. Da, bloc comunist tipic sectorului 3. Aici sunt case, uite, filmează în față. Până am zoom. Ai zoom, asta e tot. Cam așa arată străzile peste tot prin București, foarte puțin loc, trotuar ocupat de mașini și pe parte și pe alta. Și aș vrea să o luăm în dreapta încolo ca să vă arăt ce este lângă 1200 de euro metru pătrat, ce e la 100 metri mai încolo. Într-adevăr, parcul ăsta nou, care este ok. Și aici am ieșit la stradă, la Brățării, care Brățării este stradă nouă, nou făcută, nu e chiar neapărat super bine făcută în direcția asta, a fost asfaltată și peticită de câteva ori. Și uite, aici de exemplu, scoate camera pe geam pe aici. Aici este în paragină de mult ani de zile. Ok, lângă paragina asta, trotuar nou, pomișori, frumos, n-am ce zice, dar... Asta e parcul nou pe care vi l-am mai arătat eu prin vloguri. Așa arată. Relativ bine luminat. Mă rog, și Sony ăsta face un lucru de menținut. Sony ăsta face mult mai multă lumină decât e de fapt în realitate. Și după cum filmează în față, că nu trebuie să o filmez pe mine neapărat. După cum vă spuneam că suntem în câmp, suntem în câmp. Uite, imediat lângă parc aici este câmp. Aici este o hală abandonată. Nu, e o hală care nu e neapărat în cea mai bună formă. Aici este câmp și este super întuneric. Probabil că pe cameră se vede mult mai luminos decât e de fapt, dar e super întuneric. Dacă n-aș avea farul de la mașină, ar fi nasoală treaba. Dacă urmăm pe aici, de exemplu, pe unde avea se vede, aici este câmp, adică din punctul meu de vedere, aici nici ar mai trebui să fie București, adică n-ar trebui să fie numit București aici.
Nu e că dacă ieși în capăt de tot, nu mai e. Dar aici în zona asta este peste 100 de euro, 100 de euro metru pătrat de teren. Fără gaze, fără lumină, fără absolut nimic. Pământ în câmp undeva. Ceea ce... Da. Sunt convins că se poate găsi și mai ieftin. Nu este țelul videoului să discutăm prețurile imobiliarilor. Am vrut doar să vă arăt că blocul ăla unde este 1200 de euro metru pătrat este la 3 minute de mers pe jos de câmp. Pur și simplu câmp. Boscheți și iarbă verde. Acum, hai să încercăm să mergem. Mi-a zis mama că s-a plimbat într-o seară pe lângă iapă acolo, undeva, uite. Ups, dar nu am cum. Apropo de poluarea din București și aici apropo este un foc. S-a dat activitățile. S-a dat foc la ceva. Și arde ca lumea. Mai puțin legale. Dar arde ca lumea, nu se joacă. Și atunci, deschide. Să-mi iau eu lângă așa ceva apartament de 100 de mii de euro? Nu! Nu! Cu aceiași bani, să zicem, adică tot așa, cam 1000 de euro metru pătrat, am găsit apartamente în Benidorm. Adică apartamentele în Benidorm, la plajă, sunt tot cam așa, poate chiar sub 1000 de euro. Să nu mai zic dacă vrei să te duci puțin mai în spate, la 3, 5, 10 minute de mers cu mașina de plajă, că vei găsi apartamente super, super șmechere și de cumpărat și chirie. Eu stau să mă gândesc așa, eu care sunt convins că și mulți dintre voi au făcut treaba asta, am fost plecat în câteva țări, dar când am fost acolo, nu am fost doar în vacanță 100%. Am dat și-o un ochi. Hai să văd cât sunt salariile la oamenii ăștia. Hai să văd cât costă pâinea în magazin. Hai să întreb cât costă chiriile. Ia să mă uit pe un site de anunțuri să văd cât costă apartamentele aici. Și din tot ce am văzut și din tot ce m-am documentat, e clar că în mintea mea când mă uit la un apartament aici de 1200 sau 1400 cât e media pe București de euro metru pătrat, e clar că stau să mă gândesc ce fac. Dau cu 50% mai mult pe un apartament aici în câmp decât să stau la mare, îmi iau un credit să plătesc apartamentul dublu, în loc să plătesc cu 40% mai mult doar și să stau la mare, să mă duc în locul unde salariul minim este 700 de euro sau să stau în locul unde salariul minim e 300 de euro. Genul ăsta de chestii se întâmplă în capul nostru. Ok, o să mergem acum într-o zonă unde mi-a zis mama că sunt niște construcții de blocuri reprezentative pentru majoritatea zonelor din București și dacă stați prin zone aglomerate sau zone spre periferia orașului, știți la ce mă refer. Și anume blocuri băgate unul între altul, fără locuri de parcare, străzi înguste sau cu mașini parcate pe trotuar, genul ăsta de chestii. Dar o să vedem imediat exemple. Deci aici e metrou. Avem aici stația de metrou și o să vă arătăm acum un complex foarte populat de aici din cartier de la noi. Complex în care stă foarte multă lume și care, din punctul meu de vedere, ca potențial cumpărător, are foarte multe probleme, dar sunt foarte multe probleme și pentru mine ca locuitor al cartierului. Ne gândeam să ne căutăm chirie aici până să ne dăm seama noi ce și cum. Da, chiar am vrut să ne uităm la un apartament aici, găsisem un apartament nemobilat, parcă. Nu știu ce l-am mai văzut, nu ne-a plăcut ce? Ba, chiria, prețul? Nu mai știu. Deci încă mergem de la metrou, da? Aici sunt undeva la 800 de metri, știu că am calculat eu, între blocul și metrou. Ok, aici este un complex de câteva blocuri, blocuri care au peste 10 etaje, cred, sau acolo. Sunt multe, multe apartamente. Și problema cea mai mare care afectează pe toată lumea este faptul că, hai să închidem lumina să arătăm afară, este că complexul are foarte puține locuri raportat la numărul de apartamente pe care le are. Și atunci, locurile astea de aici, astea nu sunt locuri de parcare, ce se întâmplă pe aici. Aici ar trebui să fie stradă, dacă vă uitați, aici au avut o tentativă acum de lărgire, este cu pietriș acolo, pentru că era pământ pur și simplu. I-au dat pe ăștia de aici ca să pună pietriș și acum s-au pus iar. Pentru că, na, e logic, sunt un milion de apartamente aici în locurile astea și prea puține locuri de parcare. Cred că s-ar putea, nu vreau să-mi dau presupusul câte sunt exact ca număr, dar sunt foarte puține. Lasă-l, uite până să apară, că numai pe mine mă știe. Sunt
sunt locuri de parcare. Sunt niște locuri de parcare, absolut, sunt câteva, dar nici pe departe suficiente locuri de parcare astfel încât să satisfacă toate apartamentele aici. Și uite și tu cum e parcată lumea. Și am auzit povești de groază, pur și simplu. Uite, lumea și-a pus chestii de-astea, vezi? T-uri de-astea, cum se puneau odată, T-uri, ca să nu-ți ocupe locul de parcare. Am înțeles că dă cu mașina peste el și parchează în locul tău și pa la revedere. O chestie care a fost încercată aici și cred că o să facem, o să vină de pe partea alaltă, sau când să ieșim pe aici, este parcarea asta. Este parcarea asta, supraterană, care arată cam așa. Dar care, din punctul meu de vedere, se vede de afară, este foarte goală. Și în continuare mașinile sunt parcate pe trotuar acolo. Pentru că parcarea asta, din ce am auzit, nu știu nimic clar, sunt doar presupuneri și lucruri pe care le-am auzit de la diversi. Locurile din parcarea asta sunt la fel, au același regim ca locurile de aici. Adică sunt de cumpărat. Pur și simplu dai 3.000 de euro, 5.000 de euro cât e locul aici, nu știu exact, dar cam așa e în zonă, între 3 și 5.000 locul și îți cumperi loc acolo, pur și simplu. Din punctul meu de vedere ar fi fost mult mai ok, într-adevăr poate nu la fel de profitabil pentru cine a făcut parcarea, ar fi fost mult mai ok să o dea în regim de abonament, cum sunt locurile alea la locurile vechi, pur și simplu. Dai nu 3 lei pe oră cât e în centru vechi sau 10 lei pe oră, dar hai să le dăm, nu știu, câteva sute de lei pe lună, să zicem, 200 de lei pe lună. Ceva de genul ăsta și ar fi fost mult mai bine, pentru că ieșim și din nou vedeți că acolo e pietriș. Acolo au avut o tentativă să lărgească strada, au dat mașinile de acolo, au decopertat pământul ăla de acolo și au pus pietriș, la fel și aici lângă gard, dar mașinile încă sunt aici, pentru că dacă ai posibilitatea să parchezi aici, în loc să dai 4.000 de euro, 5.000 de euro pe un loc de parcare, normal că parchezi aici. Da. Ce vrei să faci? O altă chestie, un prieten vrea să-și ia apartament în blocul ăsta de aici, care se construiește chiar aici. Faza e că este foarte scump. Un apartament cu două camere se apropie de 100.000 de euro. Într-adevăr are, cred că, undeva la 70 de metri de grădină, dar dacă vă puteți uita acolo, sunt cel puțin 3 vecini deasupra ta care se uită la tine în curte. Și în niciun caz nu poți să folosești curtea aia, deci m-am luat casa. Ne-am oprit un pic pentru că Beni făcea pe nebunul și am zis că poate vrea ceva afară. Dar hai să vă arătăm blocul ăsta cât de mare e și nu este singur, cred că sunt 3 sau 4 ca asta. Deci avem 11-12 etaje cu apartamente foarte, foarte mici, unul lângă altul. Deci sunt foarte multe apartamente, respectiv foarte multe mașini. Și aia este parcarea. Și aici când ieși, vrei să te duci către noi. Aici, de exemplu, este o stradă cu două sensuri, dar cu o singură bandă pe care trebuie lumea să o împartă. Pentru că asta este o altă, un alt motiv. Se construiește haotic, fiecare construiește cum vrea și unde vrea. Adică nu există vreo regulă, nu există vreun plan, bă, facem așa, facem așa, aici facem case, aici facem blocuri. Nu. Fiecare cum are teren, construiește unde vrea. Aici, de exemplu, este la fel. Uite. Aici avem construcție până în uite, aici, de exemplu, blocul ăsta este construit la 2 metri de stradă. Deci este construit în marginea străzii. Și un prieten se chinuie să facă cumva, să ia niște acorduri ca să poată să construiască un pic mai aproape de 3 metri față de vecinul lui. Iar aici s-a construit la un metru jumate de stradă. Lucru care acum, dacă vrei să te apuci să lărgești strada asta, ce faci? Dar în blocul ăla ce faci? Nu ai ce să faci. Nu cred că ai ce să faci. Decât să lași așa, închizi ochii, pui strada cu sens unic și asta e viața. Ceea ce, na, încurcă pe cei care locuiesc aici. Bun, hai să mergem acolo unde mi-a zis mama că se întâmplă chestii. Fiind noapte, nu știu cât vă puteți da seama, dar uite aici pe stânga, de exemplu, e un bloc foarte șmecher, arată, care e în construcție. Nu-mi imaginez că e mai ieftin de 1000 de euro metru, poate chiar mai bine de atât. Dar nu vă puteți da seama că mai încolo, imediat după bloc, este câmpul câmpului. Drumul este execrabil pe aici. O combinație foarte mega ciudată de câmp și o zonă de asta rău famată de orice oraș ați vrea voi, dar pe aici pe acolo mai e cât o vilă șmecheră, cât o mașină șmecheră, cât un loc, cât
tare. Dacă auziți în spate oale și orice, este vina Anei. Ei, na. Deci, zic, bucata asta e foarte șmecheră. Tângă aici. Uite ce alee, știi tu? Da. Ai trecut atât de repede că n-am putut. Dar nu cred că aș sta într-o casă șmecheră, dar într-o zonă atât de proastă ca asta. N-aș putea. Locuri care, la fel, nu prea au locuri de parcare suficiente pentru câte apartamente sunt parcați aici, ăștia de pe stânga sunt parcați în stradă, cum ar veni. Dar pe de altă parte avem Bentley Continental de aici. Păi da, e aici. Adică casa asta e foarte șmecheră și a cuiva care are bani. Eu să am genul ăsta de bani, să-mi cumpăr sau să-mi construiesc casă aici? Niciodată. Nu înțeleg de ce ai face asta. Dacă băiatul care are Bentley-ul ne urmărește, aș vrea să iau un interviu, să-mi povestească cum a ajuns la concluzia că trebuie să-și ia casă aici, în zona asta. Pentru că în momentul în care ai bani, ai opțiuni. Chiar și în București. Aici la fel sunt convins că sunt două sensuri, dar este doar o singură bandă. Da, cam asta este situația, cam astea sunt motivele noastre. Aș mai fi vrut să vă mai dau un exemplu, dar e destul târziu, nu mai mergem acum până în Popești. Siguranță dacă stați pe acolo sau aveți prieteni care stați acolo, știți ce haos nebun este Popești Leordeniu, care practic mai nu face parte din București. Este haos, s-a construit fiecare cum a vrut. Străzile sunt nasoale rău. Dacă e să fie vreun incendiu sau ceva, sunt convins că intervențiile vor avea mari, mari probleme să ajungă pe la unele case. Pentru cei care mă urmăresc mai de mult, știți casa pe care o are tata în Popești. O casă fix ca a lui, s-a vândut de curând cu 82.000 de euro, care pentru mine personal este un preț nemaipomenit de mare. Nemaipomenit de mare, extraordinar de mare. Poate pentru cineva care se gândește, bă, mi-am luat casă cu 80.000 de euro. Sau dacă stai să compari cu apartament aici lângă parc, lângă Iore, care e tot așa vreo 82.000 de euro, apartament de 3 camere, pe aici ne-am înfundat. Am înfundat în curtea cuiva sau care-i faza asta? Nu ne-am înfundat, pur și simplu cu ne-am înfundat. Sunt tindem repede de aici. Deși sunt la mai puțin de un kilometru, un kilometru jumătate de unde am stat noi prima oară la 1 decembrie. Okay. Nu, că noi stăm în celălalt câmp, nu pe câmpul ăsta, stăm pe câmpul celălalt. ceea ce voiam să vă spun este, haideți să pornim în comentarii o discuție, nici de cum o ceartă sau ceva, între cei care au decis să-și cumpere cu credit sau cu banii jos sau cu bani de la părinți sau moștenire sau loto sau orice, care au decis să-și cumpere, deranjează mâinile mele. Dacă nu face focus. Care au decis să-și cumpere apartament sau casă în România și mai ales în București și cei care au decis să plece din țară și vreau să aud niște argumente de la toată lumea. Ce părere aveți de argumentele noastre și care sunt argumentele voastre? De ce sunteți de acord cu noi sau de ce nu sunteți de acord cu noi? Cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați suportat atât de mult și de mâine să înceapă vacanța. Bye! 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 Pa, Beni! Unde ești? Drăguțul rămâne în casă. Rămâne acasă, Beni. Drăguțul rămâne acasă, din păcate. Asta e viața. Asta e viața, Beni. Nu te vor ăștia pe avion, Beni. Hai să ieșim din zona crepusculară. Pa, sănătate, numai bine.